Salutare prieteni, eu sunt Bodi și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. Pentru episodul de astăzi vreau în primul rând să deschidem noi acest Magic Archer Chest, pentru că nu am fost în stare să-l iau de la challenge. Am făcut maxim 7 win-uri la acel challenge în care puteam să-l deblocăm. Am făcut 7 win-uri la acel challenge și nu am ajuns la el, dar Clash Royale-ul ne oferă oportunitatea de a-l lua totuși din acest chest, evident, contra gemurilor. Au și nevoie să mai facă niște bănuți. Deci da, după cum vedeți, mi-am mai băgat eu niște gemuri și sincer chiar stăteam să mă gândesc, să mai dau banii, de fapt gemurile, să mai dau gemurile pe chesturile din shop. Și foarte mult mă gândeam să nu, să mă joc la Grand Challenge, unde deja am început să mă joc, am făcut și 9 win-uri, să deschidem imediat și chestul ăsta după ce deschidem Magic Archer, că e posibil să luăm o legendară totuși din ăsta de 9 win-uri și poate chiar Magic Archer, poate, n-ai de unde să știi, și îl facem chiar la nivel 2. Stăteam și mă gândeam dacă merită, dar având în vedere că costă doar 1000 de gemuri, iar una din trei chesturi de genul ăsta conține legendara Magic Archer, ceea ce înseamnă că în maxim 3000 de gemuri ar trebui să avem noua legendară. Asta este bine, plus avem și alte cărți epice și rare și comune care o să ne pice din acest chest. Asta e ok, e decent. 3000 de gemuri, cu toate că aș fi putut să mă joc o grămadă de grand challenge-uri sau să deschid o grămadă de chesturi și să fac cycle la ele, dar asta o fac pentru voi, dar și evident că și pentru mine. Deci da, o să deschidem imediat asta. Vreau să vă mai arăt că am tot schimbat eu o carte în deck. În episodul trecut sau în unul din episoadele trecute ați văzut că aveam Royal Ghost în loc de Dark Prince de data asta. Am pus Dark Prince-ul în loc de Royal Ghost și Royal Ghost-ul a fost în loc de scheleți. Tot schimb o carte în deck. Văd că cu Dark Prince merge destul de bine. Aș vrea, dacă se poate, din chesturile astea să-mi pice un Dark Prince, să pot să-l fac și la nivel 6. Ar fi genial. Îmi place. Merge destul de bine cu Dark Prince-ul, pot spune. Mi-a zis cineva să fac schimbarea asta și am făcut-o și merge destul de bine. Bun, deci acestea fiind spuse, hai să deschidem chesturile astea. By the way, am pus pe canal zilele trecute un episod cu Crețu, un challenge în care cine pierde la Clash Royale se curentează cu un teaser, pe bune. Dacă nu ați văzut episodul ăla, ar trebui să intrați, o să las primul link din descriere, o să fie către episodul ăsta și evident al doilea link către tricourile Barbarii de Aur. În curând o să avem și Hanorace, o să vă țin eu la curent cu toate detaliile în momentul în care o să le avem. Bun, acestea fiind spuse, hai să deschidem noi primul Magic Archer Chest. Dacă nu ai dat like până în momentul ăsta, ai face bine să dai like și să-mi dai și un follow pe Instagram la BodyZ, BodyZ, și dacă nu te-ai convins de ce să dai follow pe Instagram, hai să îți arăt eu acum, pentru că în momentul ăsta o să fac un Insta story cu primul chest, iar episodul clar nu o să fie pe live, gen o să fie la o zi distanță. Deja probabil cei care mă aveți la follow ați văzut exact ce mi-a picat din Magic Archer Chest, dacă mi-a picat din primul. Deci dacă nu mi-ai dat încă follow pe Instagram, dăm chiar acum follow pe Instagram la BODYZ, apare chiar aici jos. Și hai să deschidem noi primul chest de la Magic Archer, să facem și un Insta story imediat. Bun, deci deschidem primul Magic Archer Chest, facem și episodul aici. Hai să vedem dacă o să ne pice Magic Archer Chest din primul chest. Nu o să ne pice din primul, dar mi-a picat niște baloane. Ok. Hey. Bun, am pus și Insta story-ul. Deci probabil ați văzut deja cei care mă aveți la follow, pentru că episodul apare practic mâine, imediat după ce filmez. Astea sunt cărțile din primul chest. Cel puțin ar fi putut să-mi pice ca epice Dark Prince, pentru că v-am zis am nevoie de Dark Prince. Dar da, asta este, nu contează. Hai să vedem Magic Archer numărul 2. Să vedem dacă ne va pica din al doilea. Ar fi perfect dacă ne-ar pica din al doilea, pentru că aș consuma doar 2000 de gemuri, nu 3000. Nu, nu pică nici din al doilea. Și practic ar trebui unul din trei chesturi conține Magic Archer. Ar trebui să luăm Magic Archer-ul de data asta. Și da, o să luăm Magic Archer-ul, exact cum Clash Royale ne-a și promis. 3000 de gemuri,
Cred că a meritat totuși, având în vedere că mi-am băgat gemurile. Hai să facem și o poză. Pardon, o poză am zis. Bun. Și totuși cred că o să pun și o poză și pe Instagram cu chestia asta pe Insta Story. Până la urmă l-am luat. Bun, perfect. Nice. Magic Catcher. L-am deblocat, 3000 de gemuri, mai avem 12500. Nu o să mai deschid, nu e... Am vrut doar să deblochez noua legendară pentru că nu am reușit să o iau de la challenge. Hai să deblocăm și... să deblocăm. De fapt, da, poate chiar o să deblocăm o nouă legendară din Grand Chance de 9 winuri. Exact cum am spus. Hai să vedem dacă luăm Magic Archer. Ar fi genial dacă am putea să luăm Magic Archer. Miner. Pe care îl duce la nivel 3. Ceea ce e super tare. Ceea ce e super, super tare. Gen, asta vreau să fac cu restul de gemuri. În cazul în care va mai fi vreo oportunitate, gen de a lua o carte pe care nu o am, probabil o să o folosesc, exact cum am făcut cu Magic Archer, 3000 de gemuri și o am, pentru că nu am reușit atunci la challenge. Dar în rest cu gemurile, cam asta vreau să fac. Grand challenge-uri, încerc să sar de 5 win-uri cel puțin. Dacă ai sărit de 5 win-uri la Grand Challenge, e value. Și uitați câte cărți, cât gold primesc, ceea ce e ok. Plus legendare. Cam asta o să fac cu gemurile. Plus că o să mai deschid din când în când cât un chest, de exemplu silver chest, ca să fac cycle mai rapid la chesturi. Deci da, în mare parte cam ăsta o să fie episodul de astăzi. A fost un episod așa făcut mai pe fugă, pentru că am văzut că avem chesturile astea aici, am zis să deschidem și să vedem dacă ne pică. Plus că făcusem eu grandul ăla pe care aș vrea să-l deschid, dar am zis totuși hai că poate filmez un episod mâine și să evit oportunitatea de a face episodul ăsta. Și din care chiar ne-a picat miner, ceea ce e bine. Probabil o să mai fie un episod pe canal și vreau să vă întreb și voi dacă vreți să vedeți schimbarea asta cu, în loc de Royal Ghost, cu Dark Prince-ul, să vedeți exact cum merge deck-ul ăsta. Sincer, merge destul de bine. Cu deck-ul ăsta am jucat la Grand Challenge, în cazul în care vă întrebați cu ce deck am făcut 9 win-uri. Ăsta este deck-ul cu care am făcut 9 win-uri. A mers destul de bine. Aș fi putut să fac chiar 12, dar m-am încurcat în unele meciuri și am găsit count destul de bun pentru deck-ul ăsta și na, am pierdut. Deci da, în mare parte cam asta este episodul. Avem noua carte, Magic Archer. O avem chiar aici, avem toate cărțile. Asta este foarte bine, este brand new. Nici măcar nu o să mă ating de ea pentru că nu o folosesc deocamdată. Cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de butonul de like. Dacă nu te-ai abonat la canal, să te abonezi la canal. Eu am fost Body, iar până data viitoare ne vedem în arenă. Pa, pa!